În subtext, mai mult decât în ceea ce spune, pentru că încă n-ai zice neapărat că s-a alintă sau că ar fi vorba de o falsă modestie. Cred că e o scenare până la urmă, e un mod oblic de a-și afirma diferența. El insolitează și prin modestie. Aici e că e un fel de modestie dandy. Dandy-ul, mă rog, în sens strict, este cel care face impresie și pleacă. Imediat după ce a făcut senzație, nu primește bonificații, gratificații, important e efectul. Mircea Ivănescu este, din punctul ăsta de vedere și nu numai din punctul ăsta de vedere, un adept al gratuității. El face diferența fără ostentație sau cu ostentația lipsei de ostentație. E un paradox aici, e cumva zen, e ceva budist în atitudinea lui Mircea Ivănescu. Am în genul acelui paradox, sunt puternic pentru că sunt slab. Din slăbiciune, Mircea Ivănescu, ca și alți scriitori, Liviu Șoferie, îmi vine în minte acum, a făcut un... Trebușoarele astea. Așa cum poezia lui aparent simplă, e de fapt o poezie foarte complicată și, bine, cu recunoscător. E o poezie cu mai multe straturi, dar așa și personalitatea lui Mircea Ivănescu este una cu mai multe straturi, mai multe măști, spune Gabriel Liceanu și, într-adevăr, așa este. Deci, nu trebuie crezut pe cuvânt Mircea Ivănescu.